Elevii claselor a 12-a și candidații respinși în anii precedenți la bacalaureat încep din 13 iunie sesiunea de vară a examenului de bacalaureat 2016. În perioada 30 mai 3 iunie s-a desfășurat etapa de înscriere a candidaților din seria curentă, cât și din seria anterioare pentru examenul din acest an, sesiunea iunie-iulie. La Giurgiu s-au înscris 1227 de absolvenți. Aceștia vor susține luni proba de limbă română, comunicare orală. De luni 13 iunie încep probele de evaluare a competențelor în cadrul examenului de bacalaureat, prima sesiune din 2016. Prima probă este evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română și în județul Giurgiu sunt înscriși 1227 de candidați. Numărul de candidați care vor susține anul acesta examenul de bacalaureat este mai mic față de cel din 2015, cu aproape 200 de candidați.